5202 cazuri, două cazuri înregistrate în ultimele 24 de ore. Menținem același procent de 20% de persoane care se reinfectează într-un interval de timp mai mare de 90 de zile. 4.158 de pacienți internați dintr-un total de 23.948 de paturi. Văd această încetinire a numărului de cazuri și stabilizarea numărului de cazuri la jumătatea lunii august. Posibilitatea existentă unui noi val pandemic spre sfârșitul anului, dacă una dintre tulpinile modificate, care se transmite și mai ușor, devine dominantă. Acest acces la antivirale, ele trebuie administrate doar atunci când este necesar, nu la cererea pacientului, ci la indicația medicului, pe care la formele medii care au eventual comorbidități și antiviralul previne exacerbarea simptomatologiei bolii de bază sau a infecției cu nou coronavirus. Sunt două vaccinuri, unul este pe varianta BA1, dar care are anumite efect și pe BA4-BA5, cel de-al doilea este pe BA4-BA5, sunt două variante.